dragi cârcotași, iată, m-am întors. Am senzația că v-a fost dor de rubricuța noastră și, pentru că am auzit că ați întrebat de mine, m-am gândit așa pe final de sezon să vă fac o surpriză. Pentru unii va fi una foarte plăcută, pentru alții, probabil că nu. Dar, cu puțin umor, trecem și peste testul de astăzi. Să-mi numești două județe din România care au ieșire la mare. Euforie. Euforie e un orășel în Constanța. Ar mai fi încă un județ. Mamaia și Constanța. Nu-ți vine acum în minte, nu? Constanța. Așa, încă un județ. Tulcea. Constanța, Tulcea. Cum s-ar traduce fraza carpe diem? Cum? Carpe diem. Cum? Carpe diem. Ai auzit de carpe diem? Carpe diem. Nu. N-ai auzit, nu? Carpe diem e ceva cu Dumnezeu, mă rog. În ce limbă e? Știu că e în latină, dar nu mai amintesc acum. Limbă veche, latină. Ai auzit de carpe diem? Da. Dar nu-ți vine acum, pe moment. Okay. Sorry. Trăiește clipa. Care este cel mai ușor metal? Metal? Pierul. Cel mai ușor metal? Sticla. Argintul? Nu cred. E unul și mai subțire. Nu, nu-mi vine acum minte nici ăsta. Îmi scapă. Știu? Nu știu. Nu știu dacă aluminiu, dar aluminiu e foarte ușor. Aluminiu e cel mai ușor? Dacă nu aluminiu, care ar putea să fie? Aluminiu, cred că. Aluminiu. Da, aluminiu, vezi că știi? Aluminiu. Din ce trupă a făcut parte John Lennon? Nu știu. Ai auzit de John Lennon? Nu. M-a auzit așa, în mare parte, la televizor. Știi din ce trupă a făcut parte? Abar, nu am. A fost în trupă cu Paul McCartney. Nu-mi vine minte acum. Ascultat. Ne-ai ascultat, deci nu. John Lennon, Beatles. The Beatles? Să continui următorul proverb. Am eu ac și ață de... Cusut. De ceva al tău. Bluză. Cusut. Așa zice proverbul? Nu mai știu. Cusut. De cusut zici tu, nu? Cojocul lui? De cojocul tău. Cojocul tău. Ce anotimp e în America când e vară în Marea Britanie? Iarnă. Cam așa, cam toamnă, nu? Toamnă. În Marea Britanie. Toamnă. Primăvară? Da, am înțeles întrebarea, dar nu știu. Când e vară în Marea Britanie, tot vară. E vară și în America din Nord.